Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. Pepenii românești nu sunt forțați să se dezvolte cu ajutorul chimicalelor. Este asigurarea dată de fermierul Andrei Băitoș din Ialomița, în condițiile în care ultima perioadă s-au vehiculat informații neadevărate, cum că pepenii ar fi injectați cu substanțe care să le accelereze procesul de coacere. Cooperativa din care face parte și ferma lui Andrei Băitoș are și un depozit ultramodern pentru pepeni roșii și galbeni, construit pe fonduri europene și de unde se face distribuirea produselor. În piață au apărut anumite informații că pepenii românești ar fi forțați, ar fi injectați. Care este adevărul? Da, aceste două termene sunt coacere forțată și injectați. Sunt două termene populare care au prins destul de multă notorietate la noi în țară în ultimii 10 ani. Sunt niște fabule populare. Sunt lipsite de adevăr din punctul meu de vedere. Eu nu cunosc un produs cu care să faci minuni, te duci la pliji la câmp și a doua zi te duci și recoltezi tot că s-au copt. Nu cunosc asemenea produse. Deci mi se pare imposibil. Există o coarcere artificială, dar nu creată de fermier, creată de canicula de afară. Zile de caniculă prelungite, avem aproape 3 săptămâni în care depășesc temperaturile 39, 38, 40, 41 de grade. Aceste temperaturi ridicate creează o pată pe fruct și îl coace înainte de coacerea lui normală. Asta înseamnă o cantitate mai mică de zahăr în fruct. Iar legat de partea de pepeni injectați, asta chiar nu pot să justific, nu îi găsesc nicio logică expresiei, nu înțeleg termenul, bănuiesc că se referă la reziduri de pesticide, unde, după cum vă spuneam și mai devreme, noi avem și analize făcute de noi și clienții noștri ne fac analize prin sondaj, fără să știm când vin aceste analize. De asemenea, certificarea Global Gap, la rândul ei, ne solicită mai multe seturi de analize, cum intrăm într-un lot nou, cum efectuăm analize înainte de recoltare. De asemenea, efectuăm analize la apă de cel puțin 2 ori pe sezon și la sol de cel puțin 2 ori pe sezon. Producțiile de pepeni sub așteptările fermierilor. În anii trecuți, cei care trăiesc din cultura pepenilor roșii și galbeni s-au trezit cu superproducții, cantități uriașe pe care nu le mai cumpăra nimeni, chiar dacă prețurile oferite angro erau de-a dreptul ridicole. Și da, lanțurile de magazine erau pline cu pepeni din Turcia sau din Grecia. În 2024, de exemplu, în piața volantă din localitatea Gheorghe Doja din Ialomița, fermierii care vând aici spun că a fost un an mediu, producția acceptabilă, iar prețul de vânzare asigură un profit decent. Doar vremea îi deranjează, temperaturile caniculare scad timpul în care produsele pot fi vândute la o calitate bună. Anul ăsta producția de pepeni este una bună? Este bunicică, bunicică. Prețul este pe măsură? Este. Să putem mai bine, dar având în vedere că mai avem intermediari între noi, mai suntem și mulțumiți. Dumnezeu ne-a dat toate. Ne-a dat și puțină cantitate și prețul bunicel, bunicel. Nu exagerat de bun, dar... Cât este kilogramul acum, angro? Păi, galbenele cam 1,5. Verdele cam 1,3, 1,4, depinde și după marfă. Că dacă marfa e mai bunicică, ai păcecele, dacă nu și e mai la urmă, care au avut altoiți, deja e mâna a doua, mâna a treia. Contează sămânța? Contează, cum să... Contează, altoiul e mai puternic, e mai... Nu vrea sunt eu așa prea mare specialistă, că băiatul e cu ei, dar băiatul e cu servici, cu facultate, cu... Dumneavoastră vă ocupați cu vânzarea. Da, îl ajut la vânzare, când n-are el timp. Am luat șepotul. Temperaturile ridicate din ultima perioadă au afectat într-o anumită măsură recolta de pepeni de anul acesta? A afectat. Una că i-a scos mai din timp și n-au mai reușit ei să mai așa, au mai și avortat că... Da, temperaturile astea...
Până când vom mânca pepeni românești anul acesta? Cel puțin aici, în bazinul de la Gheorghe Deja. Sunt mulți care au altoiți care acum peste 2-3 săptămâni așteaptă o altă recoltă, dar depinde ce mai face și timpul și dacă timpul ne mai ajută și nu-i pârjolește cum au fost călgurile astea acum, deja din ploaia asta s-au mai ofilit și vreii, s-au mai lăsat vreii, că am mai venit poate și acidă un pic și... Un an mediu, se putea și mai bine. A fost mult arșiță, mult soare și o parte din ei au cedat, nu luăm nimic. S-au ars. Da. Muncă, destul de muncă, da. De cursul iernii până în ziua de azi. Când ați cules primii pepeni, ce preț aveau? La 1 iulie. Pepenii erau un pic mai scump. Și galbeni și verzi. Pepenile au mai scăzut. Pepenile galbeni, pepenile verde au mai crescut față de atunci. Vă amortizați din cheltuieli la prețul ăsta oferit? Da. E bine. Am acoperit o mare parte din cheltuieli. Dar aici încolo să mai spendem și pentru producția următoare, pentru traiul nostru de zi cu zi. Soluție revoluționară împotriva secetei. Timac Agro anunță o premieră la nivel mondial, lansarea îngrășămintelor ce integrează tehnologia unică Siliap, creată special pentru a ajuta plantele să facă față mai ușor secetei. Problema tot mai arzătoare în ceea ce privește stresul hidric și contextul climatic tot mai dificil cu care se confruntă fermierii români în ultimii ani, au creat nevoia unor tehnologii de fertilizare care să vină ca o soluție pentru aceste problematici ale solului. Cercetătorii Centrului Mondial de Inovație Râlie au creat primul îngrășământ care integrează două tehnologii unice brevetate, și anume TopFos și Siliap, fertilizant disponibil acum și în România. ...2024 este anul în care deturnăm puțin conceptul nostru de nutriție, sol-fiziologie, înspre problematica care o considerăm noi că e cea mai gravă la momentul actual în agricultura din România, și anume lipsa de precipitații. Chiar la nivel de Uniunea Europeană au fost niște directive undeva prin anii 2015-16 de a se găsi soluții la această problematică de secetă. Drept consecință au fost niște fonduri europene accesate și de grupul nostru și pe baza lor s-au făcut testări timp de 3 ani de zile în majoritatea țărilor din Estul Europei, unde predominant există acest fenomen de secetă, pentru a se găsi cea mai bună soluție din punct de vedere nutrițional care să răspundă la problematica de secetă. Și atunci, pe baza acestor testări, am descoperit că unul dintre cele mai importante elemente chimice care n-a fost valorizat în ultima perioadă și care este siliciu, este poate cheia salvatoare în anumite cazuri în condiții de secetă. Și pe baza acestor testări care le-am făcut timp de mai multe ani de zile, ne-au mai trebuit câțiva ani de zile ca să putem să aducem o soluție care se numește Siliap. O lansăm în această toamnă prin două produse, unul pentru grâu și unul pentru rapiță. Și dacă ar fi să intru puțin în detalii ce face acest Siliap, în mod normal, nu neapărat că aduce mai mult siliciu în fertilizant, fiindcă există siliciu din abundență în sol. Problematica cea mai mare legată de acest element chimic este că de obicei nu este disponibil pentru plantă. De cele mai multe ori este foarte greu solubil și în același timp chiar și cel organic care îl găsim din resturile încorporate în sol nu este mineralizat. Și atunci cercetările care le-am făcut la Centrul nostru Mondial de Inovație au mers spre direcția de a face acest siliciu care există în sol să fie disponibil pentru sol și pentru plantă. Drept consecință, tehnologia Siliap presupune în primul rând activarea vieții microbiene din sol, responsabilă de transformarea siliciului. Cu acest prilej reușim să aducem puțin mai mult siliciu solubil în sol. Acest siliciu solubil în sol, bineînțeles că are o putere de a reține apa, puțină apă care este într-un sol care suferă de stres hidric, dar în același timp punem și la dispoziția plantei siliciu, care din toate cercetările făcute în ultimii 30-40 de ani și-a dovedit eficiența în condiții de lipsă de apă.
Și atunci, două direcții importante, a face un siliciu solubil în sol cu care să rezolvăm problema de a păstra apa, în același timp de a face un siliciu disponibil pentru plantă cu scopul de a pregăti planta pentru stresul hidric care urmează probabil pe perioada vegetativă, ne-au dus la crearea acestui produs care îl considerăm noi o soluție viabilă pentru tot ceea ce înseamnă zone cu stres hidric. Cazurile de pestă a micilor rumegătoare încep să se răspândească alarmant în România. După focarul depistat în urmă cu câteva zile la Baia, în județul Tulcea, care a dus la uciderea aproape 50.000 de animale, alte focare au fost depistate în județele Tulcea și Constanța, iar numărul de animale afectate se ridică acum la 150.000, potrivit vicepreședintelui ANSVSA, Dănuț Păle, invitat în emisiunea Agricultura la Raport, realizată de Ovidiu Ghinea. Din păcate, într-adevăr, au apărut și în cele două ferme, primele care le-ați adus dumneavoastră în discuție, sunt efectiv gard în gard cu prima fermă, cea de 50.000 de capete. Și ați mai spus despre câteva gospodării din localitatea Stejaru. Da. Acolo situația, din păcate, a început să evolueze la gospodăria populației. Sunt foarte mulți crescători și oameni gospodari, împreună cu primarul, pentru că eu am fost de vinerea trecută, doar duminică n-am fost prezent, astăzi am venit pentru că trebuie să ne întâlnim cu crescătorii. Toate lucrurile acolo sunt sub control, dacă putem spune așa, pentru a sana cât mai repede focarul și de la Stejaru. Din păcate, cum spuneam, la Stejaru avem și patru exploatații comerciale foarte mari, unde avem peste 60.000 de capete de animale. Deci situația este destul de dramatică, ca să spun așa. Dar am dislocat încă 10 colegi din câteva județe, tocmai pentru a lucra pe o perioadă cât mai lungă în cursul zilei și pentru a acoperi toate zonele cât mai rapid. Am avut întâlniri atât cu mijlocitorii de animale, cu fermierii, cu gospodarii, sub coordonarea prefectului și altor instituții, și i-am rugat în această perioadă să nu mai miște animalele, mai ales în județul Tulcea și în județul Constanța, pentru că este o primă condiție care vine în ajutor de a nu difuza boala. Eu cred că oamenii au înțeles și sper din tot sufletul să realizeze importanța celor pe care le-am avut în discuții ca și măsuri de a opri difuzarea bolii. Potrivit ANSVSA, zona de protecție de la primul focar a fost extinsă la 25 de kilometri, care include toate celelalte focare din interiorul său, cel mai apropiat focar fiind la 5 kilometri de marginea zonei de protecție. Zona de supraveghere a fost extinsă la 34 de kilometri, iar zona de supraveghere suplimentară rămâne la 44 de kilometri de primul focar. Totodată s-a interzis expedierea în afara zonelor a animalelor vii, ovine și caprine, precum și a materialului seminal, ovulelor, embrionilor, produselor secundare de origine animală, pieilor și blănurilor. Sănătatea animalelor și biosecuritatea, factori esențiali în zootehnie. De peste 16 ani, Bistrivet, una dintre cele mai dinamice companii în distribuția și vânzarea de produse medical-veterinare din România, sprijină activitatea medicilor veterinari și a fermierilor români crescători de animale cu produse inovatoare și servicii profesionale. Compania oferă o gamă completă de produse pentru asigurarea igienei și biosecurității fermelor, medicamente de uz veterinar, produse parafarmaceutice, furaje și aditivi furajeri, hrană și accesorii pentru animale, devenind astfel partenerul ideal în domeniul zootehniei. Prezenți la Zilele Bălțatei Românești, Carne Premium 2024, reprezentanții companiei ne-au oferit mai multe detalii într-un interviu realizat de colegul meu, Marius Milea. Suntem importatori și distribuitori de produse farmaceutice și venim în întâmpinarea fermierilor cu o gamă largă de produse care îndeplinește toate nevoile lor, începând de la aditiv furajer, la medicamente, instrumentar,
produse pentru conservarea cerealelor. Deci, în mare parte, acoperim toată nevoia fermierului. Cât de curate și eficiente sunt toate aceste produse? Toate produsele sunt certificate, sunt produse de firme de renume și sunt de o calitate superioară. Altfel nu ne-am ocupat de domeniul acesta. Activăm în domeniul de 16 ani, avem o acoperire națională și acoperim în mare parte tot ce înseamnă animal de rentă și animal de companie. Nu în ultimul rând, cum au primit până acum fermierii toate aceste produse și dacă aveți anumite semnale din teritoriu? Semnalele sunt doar pozitive. Fermierii sunt cei care au insistat oarecum să participăm și bineînțeles că le-am onorat invitația atâta timp cât suntem în strânsă colaborare cu dânsii. Asociația crescătorilor de vaci din rasa bălțată românească este un partener apropiat nouă. Avem o colaborare foarte bună și suntem prezenți aici, la acest eveniment, pentru a vedea fiecare fermier care este în sânul asociației că suntem alături de dânsii și că venim în întâmpinarea lor cu tot ce au ei nevoie. Ministerele Agriculturii și al Afacerilor Interne schimbă ordinul secetei. Temperaturile caniculare prelungite au afectat multe județe din țară, precum Argeș, Bacău, Buzău sau Teleorman. În total, aproximativ 59.000 de hectare au suferit în urma secetei pedologice. Specialiștii spun că prețurile în piața cerealelor s-ar putea să crească anul viitor, acest fapt fiind urmarea rezervelor de cereale scăzute. MEADR a modificat ordinul privitor la secetă, iar acum vor fi noi norme de calcul prin care se vor calcula gradul de afectare și implicit despăgubirile acordate fermierilor. Seceta pedologică continuă să facă ravagii pe întreg teritoriul României, dar și la nivel european. Statisticile publicate de reprezentanții MEADR menționează că până la data de 27 iunie 2024 s-au înregistrat circa 59.000 de hectare afectate de acest fenomen meteorologic extrem. Județele care dețin printre cele mai multe suprafețe afectate de secetă sunt Argeș, Bacău, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Olt și Teleorman. În timpul acestui an agricol au fost sesizate mai multe fenomene meteorologice extreme, nu doar seceta, câteva alte exemple fiind furtunile sau grindina. Procesele verbale pentru stabilirea gradului de afectare la culturile agricole au fost schimbate. În acest sens, ministrul Agriculturii aduce schimbări privind stabilirea gradului de calamitate, dar și modul de despăgubire a fermierilor după noua variantă de proces verbal. Săptămâna aceasta a fost afișat ordinul numărul 271-112-2024 pentru modificarea anexei numărul 4 la regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin ordinul MEADR și Ministerul Afacerilor Interne, conform actului. Procedura este dată de crearea procesului verbal de către Comisia de Constatare și Evaluare a Pagubelor la Culturile Agricole. Lucrătorii agricole anunță primăriile din zona lor de activitate de suprafețele afectate, iar primăriile vor anunța direcțiile agricole județene, iar informațiile ajung ulterior la prefectură. Cea mai importantă modificare este la coloana 7. De exemplu, pentru producătorii agricoli, persoane fizice și sau persoane fizice autorizate și sau persoane juridice care nu au istoric de activitate ori nu au pentru cultura afectată sau au istoricul mai mic de 5 ani, producția nu se calculează și se hotărăște de către Comisia de Constatare și Evaluare a Pagubelor pe baza informațiilor date de INS, conform informațiilor publicate în media. Seceta pedologică este subiectul care va continua să determine schimbări la nivel birocratic, atât la dorința fermierilor și asociațiilor profesionale, dar și modificări venite din partea MEADR. Creditul pentru finanțarea investițiilor în terenuri agricole de la Vista Bank.
Finanțarea activității oricărei societăți comerciale este întotdeauna un subiect la ordinea zilei. O infuzie de capital la momentul potrivit poate face diferența în succesul producțiilor. Tocmai de aceea, Vista Bank, o bancă cu experiență în domeniul industriei agricole, vă prezintă mai multe soluții de finanțare dedicate fermierilor. Astăzi despre creditul Vista pentru achiziția de terenuri agricole. Dragi parteneri din Agribusiness, sunt Dan Petre și reprezint departamentul Agri din cadrul Vista Bank. Astăzi vă prezint soluția noastră de finanțare a investițiilor în terenuri agricole. În fața unei competiții acerbe pentru principala resursă, pământul, ferma dumneavoastră are nevoie de susținere. Fie pentru a-și securiza terenul lucrat în arendă, fie pentru a-și extinde suprafața exploatată. De aceea am creat creditul pentru achiziția de terenuri agricole. Este un credit care se poate acorda pe termen lung, de până la 15 ani, pentru care beneficiați de o perioadă de grație de până la 12 luni. Mai mult, ratele de rambursare sunt corelate cu perioadele de valorificare a producției. Care sunt principalele avantaje pentru ferma dumneavoastră ale creditului Vista pentru achiziția terenului agricole? În primul rând, suma finanțată poate ajunge până la 100% din valoarea terenului cumpărat. În al doilea rând, perioada de finanțare este una consistentă de până la 15 ani, reducând efortul anual de plată. În al treilea rând, garanția principală este reprezentată de însuși terenul achiziționat. Puteți cumpăra și terenul în curs de cadastrare sau pe bază de promisiune de vânzare-cumpărare, cu condiția unei alte garanții acceptate de către bancă, uzual alte terenuri cu documentație juridică finalizată. În al patrulea rând, acest credit se poate acorda în lei sau în euro. În al cincilea rând, rambursarea este flexibilă. Puteți alege atât o perioadă de grație de 12 luni, în care nu plătiți nici dobândă, nici rate de principal, cât și un grafic de rambursare cu una, două sau trei rate pe an, corelate cu perioada de recoltare și valorificare a producției. De ce să alegeți Vista Bank? La Vista Bank suntem pasionați în egală măsură de domeniul financiar și de cel agricol. Avem o experiență de peste 6 ani în finanțarea agriculturii și o echipă dedicată de specialiști agri prezenți în principalele zone cerealiere ale țării. În acest timp am proiectat un portofoliu extins de produse și l-am îmbunătățit continuu. Vă oferim consiliere personalizată, astfel încât să alegeți soluția de finanțare adecvată fermei dumneavoastră. Suntem aici pentru fermele care exploatează cel puțin 250 de hectare, cu minimum 2 ani de experiență și organizate ca persoane juridice. Împreună suntem mai puternici! Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.